În cadrul unei întâlniri istorice la Casa Albă, președintele Klaus Iohannis a discutat cu Donald Trump despre viitorul parteneriatului româno-american. Președintele SUA a avut numai cuvinte de laudă pentru aliații români, printre puținii care au alocat 2% din PIB pentru bugetul apărării. În cadrul conferinței de presă comune, Trump a exprimat pentru prima oară angajamentul SUA pentru apărarea celorlalți membri NATO în fața oricărui agresor. President Iohannis, thank you for being here. It's an honor to welcome such a good friend of America to the White House. Mr. President, I'm very glad that we had such a good meeting. And this is due to your strong leadership. And this is also due to our strong partnership. După primirea deosebit de călduroasă de la Casa Albă, președintele Klaus Iohannis a susținut o conferință de presă, prima de acest fel la care participă un lider de la București după 1989. În celebra Rose Garden, o jurnalistă român care a reușit ceea ce liderilor NATO le-a fost imposibil până acum. Well, I'm committing the United States and have committed, but I'm committing the United States to Article 5. And certainly we are there to protect. Acestea au fost cuvintele pe care cei 27 de membri ai Alianței Nord-Atlantice se așteptau să le audă cu ocazia summitului de luna trecută de la Bruxelles, dar pe care liderul de la Casa Albă le-a scos din discursul oficial fără să-și anunțe consilierii. Problema vizelor pentru cetățenii români nu a fost pe lista discuțiilor. We didn't discuss it, but there would be certainly it would be something we will discuss. Visul american rămâne la fel de îndepărtat pentru cetățeanul român de rând, în ciuda turului de forță pe care l-a făcut președintele Klaus Iohannis în ultimele 5 zile aici la Washington. Avem o promisiune din partea președintelui Donald Trump și a noii administrații de la Washington. Se va discuta problema vizelor în perioada următoare. La prima ieșire a lui Trump, după ce fostul șef al FBI audiat în Congresul Statelor Unite ale Americii l-a acuzat că i-a cerut să oprească o anchetă, interesul jurnaliștilor de peste ocean a fost unul evident, iar Donald Trump nu s-a ferit să-i atace în glumă. Oh, I look at those hands up there, President. Do you have this in Romania too? Who would like to ask? Should I take one of the killer networks that treat me so badly as fake news? Should I do that? Potrivit analiștilor străini, România a punctat o victorie importantă datorită vizitei lui Klaus Iohannis la Washington. De altfel, Donald Trump a spus pe contul său de Facebook că a fost o onoare să-l primească pe președintele României la Casa Albă.